Capitanii echipelor de polo la masculin și feminin, împreună cu antrenorilor, au expus la intrarea în bazinul Steaua ultimele titluri obținute și au fost felicitați de președintele clubului Mădălin Hâncu pentru realizarea acestor performanțe. La întreruperea sezonului din cauza pandemiei de coronavirus, steliștii ocupau primul loc în clasamentul Superligii masculine. Pentru roșalbaștri, acesta a fost al cincilea trofeu consecutiv. Ne bucurăm de el, dar nu total. Cel puțin aceasta este părerea mea, pentru că eu consider că orice titlu trebuie câștigat în bazin. Aș dori să păstrăm tradiția, să câștigăm campionatul și cupa anul viitor și să facem cât mai mult în cupele europene dacă se vor juca. Ne pare rău că anul acesta n-am reușit să luăm și cupa, dar așa e în sport. La feminin, Federația Română de Polo a declarat două campioane în acest sezon, pe Steaua și Rapid, cele două formații fiind la egalitate de puncte în momentul întreruperii campionatului. Noi am câștigat cu plus un gol la gol averaj, dar din 5 partide a fost un egal și o victorie a lor. Deci fetele au meritat pe deplin acest titlu și suntem mândri de ele. Poloistele de la Steaua speră să repete performanța din acest an și în sezonul viitor. Ce înseamnă acest trofeu pentru voi? Înseamnă foarte mult, mai ales pe o perioadă atât de grea cu acest virus. Ne bucurăm foarte mult că l-am câștigat și sperăm să avem cât mai multe trofee pe viitor. Am stat foarte mult în afara apei, dar sperăm ca totul să fie bine și să ne putem continua campionatul anul acesta.